Doamnelor și domnilor, bine ați venit în capitala tineretului, Ploiești, România 2024. Suntem în cea de-a doua zi de festival Republic Fest și ne bucurăm tare mult să vă arătăm care este atmosfera de aici. Bine ați venit! Poate cea mai frumoasă fată din festival, care e și pusă pe super treabă la ora asta și are și un super zâmbet. Ia uitați, chiar acum adaugă 100 de lei. Nu se poate cumpăra nimic cu cash-ul. Perfect, zine ce faci aici? Alimentez carduri. Cât de dificil ți se pare ceea ce faci? Pe o scară de la 1 la 10, 1. Atât de simplu? Da, foarte simplu. Zi-mi de unde ești? Din Satu Mare. Perfect, atunci chiar ai tot dreptul din lume să ne spui cum ți se pare la Ploiești și la Republic Fest. Este foarte frumos, mai ales la Ploiești, îmi place foarte mult. Am fost la foarte multe evenimente până acum la Ploiești, pe Bulevard și acolo pe la Casa Culturii sau nu știu exact cum se numește. Palatul Culturii. Palatul Culturii, ok. Foarte frumos, chiar îmi place în Ploiești, îmi plac și oamenii din Ploiești. Și festivalul acesta, având în vedere că e prima ediție, e peste așteptări, cred că peste așteptările tuturor, foarte frumos. Calitate la superlativ pentru cultura din Ploiești și din Prahova. Lasă-mă să te mai prezint încă un pic și să-ți mulțumesc că îmi acorzi de fiecare dată un pic de atenție în interviuri, tocmai ca să iasă cât mai bine. Bine vin la Republic Fest! Cum ți se pare? Cum să mi se pară? Am așteptat foarte mult evenimentul acesta. Părticica noastră, ce înseamnă teatru, pe lângă faptul că, dincolo de ce înseamnă teatru, înseamnă prietenia cu Vlad Matescu, cu Filarmonica, cu colaborarea cu primăria, cu organizatorii. Așadar, înseamnă foarte mult acest eveniment, înseamnă foarte mult pentru comunitatea noastră, înseamnă foarte mult pentru oraș, înseamnă foarte mult pentru tot ceea ce înseamnă evenimente mari în orașul Ploiești sau în județul Prahova. Zim tu toată titulatura, că mie mi-e mai greu să o țin minte. Eu sunt Mihaela Tătaru, președinta Fundației Județene pentru Tine Prahova și sunt co-manager al programului Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024. Și datorită sau și din cauza ta se întâmplă Republic Fest anul acesta? Avem oarecum hashtag împreună în tot conceptul acesta de Ploiești, Let's Play, Capitala Tineretului și împreună putem să facem lucruri frumoase, printre care și acest minunat festival. Și acum, într-un joc de imaginație, ne dezbrăcăm de toate titulaturile pe care le avem și suntem doi participanți la acest festival. Cum ți se pare Republic Fest? Este un eveniment pentru toate gusturile. Este un eveniment foarte plăcut. Vremea este foarte bună. Este un timp petrecut cu prietenii, cu familia. Pentru Ploiești, unde toată lumea are impresia că nu se întâmplă nimic, acest eveniment cred că este binevenit și poate să fie un trademark pentru viitor. Și de ce nu un eveniment care să crească de la an la an, astfel încât să adune comunitatea o dată pe an și să se simtă bine împreună în aer liber și împreună cu toți partenerii care contribuie la acest minunat festival. Doamnelor și domnilor, suntem la prăvălia cu raci, dacă am zis bine, un fel de super concurență pentru pescobar, dacă se uită acum sau mai târziu la material, cu cine avem onoarea? Cu domnul Stanciu Andrei. Domnul, dar îmi pare că ești mai tânăr. Se poate spune și așa. Te-ai căsătorit? Nu, încă. Nu, încă. Pentru doamne, domnișoarele, oferta încă este disponibilă. Dragule, prezintă-mi și mie un pic preparatele ca să ni se facă poftă. Avem o varietate foarte largă de fructe de mare și pește. În general, produse din Marea Neagră și Spania și Grecia. Hai să ne plimbăm așa de colo-colo să le vedem până la capăt și să-mi spui un picuț. Am văzut mămăliguț, avem zi pește de toate felurile. Ce avem aici? Aici va urma să fie saramure de pește, cu pește din Dunăre, caras, scrumbie, crap. Continuăm, zim până la capăt. Scoicile de Marea Neagră, tentacule de calamar, creveți în sos de vin aici, acolo vestita caracatiță, foarte fragedă. Uite-o cum arată, uite-te la caracatița asta, din păcate, nu, caracatița e un pic mai în față aici, din păcate nu mai mișcă, știm, nici nu trebuie. Zi-mi cum ai preparat creveții ăștia. Aici la fel, creveți de corticaș gătiți în sos de vin, unt, usturoi și alte secrete ale bucătarului. Care evident că nu ai voie să le spui. De unde ești? Eu sunt de loc din Bacău. Și cum te simți în Ploiești? Foarte bine, am mai fost și o să mai venim 100%. Mesaj pentru participanții curioși să vină să deguste? Îi așteptăm, ne găsesc aici până pleacă ultimul om. Aici alături de mine este unul dintre cei mai importanți reprezentanți pe zona de tineret, oamenii care au adus un pic de soare pe străzile Ploieștiului.
Vreau să te mai laud un picuț. E important de altfel. Omul care până la urmă a reușit să pună pe hartă Ploieștiul ca fiind capitală pentru tot ce înseamnă tineret. Bine ai venit, cum te simți la Republic Fest? Am găsit. Super tare, super mișto. E un concept nou, inovativ. Sunt convins că vom avea și la următori și sunt convins că o să fie amprenta orașului. Vreau să știu ce crezi tu că i-ar motiva pe tineri, mai ales că te ocupi de ei, să creadă din ce în ce mai mult în Ploiești și de ce nu să rămână în orașul lui Caragiale. Cred că tot ce am făcut în 2024 și culminând cu ceea ce facem astăzi aici, e dovada vie că au de să rămână. Ce era în vis? Ia zi. Erai tu. Cred că am visat asta, mă. Asta cu camera? Ai premoniții? Nu, mă, asta de la festival. Am înțeles. Zi-mi cum te simți la Republic Fest, prima ediție. Păi e prima zi când vin. Da, să nu se vadă în cadru țigara, că o să zică lumea că promovăm tutunul. Zi-mi pentru ce trupă a venit poate cel mai șmecher profesor. Azi am venit pentru filarmonică. Zi-mi dacă e 10 lei berea, ți pare un preț ok? Vezi că ai zis că sunt profesor și că nu e bine că am țigară în mână. Dar berea fără alcool e și mai bună. Mă întreb de bere, nu. Cel mai șmecher profesor, iată, da, dacă sunteți profesor șmecher, cu siguranță aveți ocazia să mă visați. Mulțumesc! Unul dintre cei mai importanți oameni din acest festival și cred că și unul dintre oamenii, eu ce am văzut, n-a băut decât apă plată cu lămâie pe ziua de ieri, deși din punctul meu de vedere, ca să reziști stresul, ai nevoie de multă forță, e aici alături de noi, Vlad Matescu, mulțumim tare mult că ne-ai primit să îți luăm două, trei vorbe. Cum se simte Republic Fest? Discutăm după de bilete și de abonamente, nu e o problemă. Republic Fest este un eveniment aflat la prima ediție, ne bucurăm tare, tare mult. Am avut mari, mari emoții pentru ceea ce se întâmplă aici, în sensul că acum 10 zile nu cred că erau mai mult de 300-400 de bilete vândute și acum, cel puțin aseară, în prima zi de festival, deci în prima ediție, în prima zi de festival, colegii de la jandarmerie care ne-au ajutat foarte, foarte mult ne-au spus că cu tot cu abonamente, cu tot cu bilete și invitații, parteneri și formațiile au fost undeva la peste 5.000 de oameni în festival, lucru care pentru o prima ediție este extraordinar și ne dă mari speranțe și încredere că în primul rând se poate merge mai departe cu un viitor. Asta voiam să te întreb și să-mi spui sincer și oficial în același timp, ca să știe oamenii mai târziu. Anul viitor, pe vremea asta, o să avem Republic Fest? Anul viitor o să avem Republic Fest pe 5-7 septembrie, este deja pregătit, este deja anunțat, probabil mâine vor fi toate lucrurile deja pregătite, site-ul și tot ceea ce este nevoie ca oamenii să-și poată achiziționa biletele la un preț redus, acel early bird pe care îl vor pune la dispoziție. Acum lucrurile sunt mult mai bine, știm unde am greșit, știm unde o să fim mai buni și cred că o să fie din ce în ce mai bine. Este foarte, foarte important ca împreună să facem lucrurile. Tot ceea ce se întâmplă aici este numai pentru faptul că există o comunitate, pentru că suntem așa cum sunteți și voi și așa cum sunt și cei de la teatru, și poliție, și jandarmerie, și foarte mulți parteneri și sponsori, primărie, Consiliul Județean, SGU, sunt foarte, foarte, foarte mulți care s-au unit și au unit toate forțele, fiecare cu ce a putut, cât a putut și cum a putut, în așa fel încât să se creeze acest eveniment care nu s-a creat, Ploieștiul nu l-a văzut niciodată, din ce știu eu și sper să nu greșesc, cel puțin în ultimii 20 de ani. De unde ești? De București. Ah, e ok. Se simte vibe-ul de București. Iată, competiția Ploiești-București. Și te numești? Laurențiu Constantin. Laurențiu, bine ai venit în acest interviu. Zi-ne cum te simți la Republic Fest? Momentan foarte bine, mă distrez cu voi, sunteți oameni foarte mișto, cu ce am mai interacționat în diferite orașe, mi-a plăcut de voi, e foarte mișto. Dacă vin cu papilele gustative deja excitate la maximum și mi-e super foame, ce am de mâncat de la voi? Ia zi. Avem aici Philly Cheesesteak, este un produs care este făcut din antricot de vită, îl dau pe feliator și îl fac făcii subțiri, îl arunc pe plită, sare, piper și unt, după care îl punem într-o baghetă care încălzim, punem carnea asta, punem ardei gras ca să fie fresh-ul din sandwich, punem carne, sos cheddar și ceapă crispy. Am să vă stric poza, n-am încotro. Bună seara! Bine ați venit la Republic Fest! Hai să le vedem cum trebuie până la capăt. Eu sunt John, cum te numești? Ilinca și? Andreea. Mamă, ce nume frumoase, Ilinca și Andreea. Cu ce gânduri la Republic Fest? Distracție pentru ploi. Da, distracție. Adică să înțeleg că tinerii pe care i-am întâlnit mai devreme și care erau single ar trebui să ajungă mai aproape de voi să vă cunoască? Da, 100%.
Nu, părerile sunt împărțite. Feedback despre festival, mă gândesc că nu este primul festival la care participați. Sincer să fie, ca să învățăm și noi ceva fain și să fie din ce în ce mai bine și în Ploiești. Pentru Ploiești e foarte ok. E un progres, e un început. 10 din 10. 10 din 10, da. Iar aici? De-abia am ajuns. Avem de vedere că este pentru Ploiești și suntem în Ploiești și mai mult decât decent. Mă bucur tare mult că am surprins-o și la Republic Fest, aici alături de mine, nimeni alta decât Diana Ionescu. Yeah, face gălăgie! Cum te simți la Republic Fest, ediția cu numărul? Foarte bine, tocmai ce am coborât de pe scenă, pentru că am fost alături de colegii mei de la Teatrul Tama Caragiu. Am avut spectacol Ferma Animalelor, care este o piesă nouă și se joacă aici. Stagiunea teatrului se deschide la Republic Fest și ne simțim foarte bine. Ce artist îți dorești tare mult să-l vezi în seara asta pe scenă și aștepți pentru el până la miezul nopții, dacă e necesar? Deliric. Da. Povestește-ne. Nu pot să spun mai multe, că s-ar putea să uite la interviu și soțul meu. Vreau să faceți cea mai tare prezentare pe care ați făcut-o până acum, să vindeți astăzi și mâine cât n-ați vândut tot anul. Cum te numești? Salut! Salutare! Todor Pop mă numesc. Venim de la Târgu Mureș. Suntem prima dată la Republic Fest, cred că bine, e și prima ediție, nu? Și am zis că aveți fumuri. Fumuri nu în cap. Avem fumuri, noi afumăm de acolo, vine denumirea. Așa. Produsele noastre sunt loaded fries cu diferite toppinguri, pentru care chili con carne, chili con carne clasic, chicken chili din carne tocată de pui și pulled porcul afumat. Sosurile noastre în totalitate sunt făcute de noi, cheddar, sos barbecue, smoky mayo, curry mayo, taco. Cartofii simpli cu sos sunt 16 lei, restul sunt între 37 și 40. Acest minunat meleag în Ploiești, la Bucov, te numești? Coșmana Maria, Duț Alexandra și Duț Ana Maria. Ah, deci avem la Duț aici ceva de vis. Cum vă simțiți la Republic Fest în același mod? Ia. Îmi place foarte mult. Este un festival super magic. Este superb, atmosferă frumoasă. E, acum cred că le-am prins eu pe domnișoare într-un vibe extraordinar de bun, că mă așteptam să dea și vreun feedback mai puțin pozitiv, dar vreau să vă întreb care credeți că este punctul forță al festivalului Republic Fest, adică ce credeți că are festivalul ăsta și n-are niciun altul din România? Faptul că a reușit să atragă atât de multă lume, inclusiv tineri, oameni de toate vârstele, și mi se pare un lucru excelent și merită de văzut ceea ce este aici. Cel mai mult îmi place energia pe care o transmite. Îmi plac scenele, toate scenele care sunt, au o atmosferă plăcută, care îți dau un vibe frumos și unele festivale nu au acest lucru și acesta îmi place foarte mult. Vino și tu, voluntar, hai la festival! Mulțumim, Doamne ajută! Nu știu cum să-ți mai spun acum, că ești și în lumea Z-box-ului, în combat, în... Acolo, lasă că așa știu eu. Ești și în lumea lui Caragiale, că îți place foarte mult acolo, cafeaua. Acum și cu Mystic, Rodica, cum te simți la festival? Foarte bine, foarte bine. Abia așteptam să mă întorc. Am crezut că abia așteptai să-ți iau interviu în cea de-a doua zi de Republic Fest. De fapt, de-aia am și venit astăzi ca să-mi iei. Vă rog frumos, vă rog frumos, uitați ce outfit. Vreau să știu care e povestea cu Mystic, nou outfit-ului. Mystic Make It Art, pentru că e pentru prima dată când văd povestea. Și știu că tu vii cu surprize super fine, super fine și pentru Ploiești și pentru Prahova. Da, asta pentru că de când am deschis cafeneaua lui Caragiale, mi s-a îndeplinit fiecare gând pe care l-aveam în cap și pe care, culmea, nici măcar n-am apucat să-l rostesc. Doar că Raluca Enver a venit către mine cu proiectul O Săptămână pe Lună, în care promovăm tinerii artiști, avem unul dintre el chiar aici. Și după ce am colaborat noi tot anul ăsta, din ianuarie, cred, până acum, ne-am gândit să ducem chestia asta mai departe și atunci avem partea asta de Mystic. Am creat Galeria Mystic, în care promovăm tinerii artiști, oferim consultanță, le facem expunere, astfel încât să capere încredere în ei, că e foarte important și se întâmplă mai rar. Toți, Doamne ajută la toată lumea, nu am venit să vă dau nimic, doar să vă iau un interviu dacă vă este cu putință. Mă bag printre tineri ca să fiu și mai tânăr dacă se poate. Salut, te numești? Ene David. Așa. Blue. Blue, nu fi cu emoție, te rog. Alexoare. Ia zi, Alexoare, ce funcție ai? Eu aici sunt director al departamentului de PR. Da, așa, în viața de zi cu zi pentru mai mulți elevi? Președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova. Să se ia aminte că pe urmă se duce la detenție. Dumneavoastră? Gheorghe Gabriel. Încă o dată? Gheorghe Gabriel. Domnul Gheorghe, ce căutați aici? Sunt ofițer în cadrul clubului Pluvia. Mamă, trebuie să-mi dau... Ce-i asta cu Pluvia? Explică. Este un club de tineret.
de voluntariat mai precis, în care vrem să îndrumăm tinerii pentru a-și descoperi o vocație, cât un țel. Hai să vedem ce țel avem la acest minunat tânăr, care sigur are 2 metri cel puțin. Salut! Salut! Te numești? Panai Răzvan. Și visul tău cel mai mare este? În primul rând să duc acest club la... să pun un punct pe hartă în Ploiești și să-l ducem la cât mai mare nivel. Și... nu știu, totul să meargă cât de bine se poate. A fost bine, bravo, bravo. Și dumneavoastră vă numiți? Bună-ți, Alexandra. Alexandra, cum te simți la Republic Fest și care e marele tău vis? Păi, aici mă simt super tare, e super mișto, mie îmi place maxim. Și cel mai mare vis al meu e să las o amprentă până mor. Să las o amprentă. Tell me something about the Republic Fest. It's really cool, this is our first time here. Really beautiful place, the weather's great and the music is fantastic. And the girls? Well, you know how it is, Romania, right? Opinion about Republic Fest. Nice spot, nice location, nice music, nice drink, nice people, can't complain. Your name is? Sam Evans, and we just performed. Oh, on the band stage. Very good. Thank you very much for having us. We'll maybe see you next year. And the last one. Ben. My name is Ben. Republic Fest, tell me something about it. I don't know too much, but I know that everyone's lovely, the beer is lovely. And lovely new bands. You're single? No, I'm not, unfortunately not, no. Taken, unfortunately. But maybe... I'm sorry for you. By next year, maybe. Ia să vedem, Republic Fest 2024. Atmosferă, feedback din partea ta. Super tare, super mișto. Un eveniment dedicat atât oamenilor mari, cât și copiilor, bineînțeles. Mișto concept, mișto eveniment. Știu că mă repet. Mă gândesc acum pentru ediția a doua un mesaj, un soi de ce ar putea să facă mai bine organizatorii? Nu știu dacă ar putea să facă ceva mai bine. La a doua ediție aș pune mai multe evenimente pentru copii pe a treia și cea. Asta aș face un pic diferit, dar în rest un eveniment la prima ediție foarte reușit. Oamenii care poartă ochelari de soare când e soare nu sunt oameni dubioși, ceilalți probabil putem să mai discutăm despre ei. Alături de noi este... Alin Tănilă. I-am înțeles că tu și cânti? Da. În ce trupă? În trupa Alexis On Band, sunt la chitară bas. Deci știi, și vocea e așa un fel de bas, e foarte joasă și... Da, pe frecvențe. Ești căsătorit? Da. Îmi pare tare rău pentru tine, vreau să spun asta în mod oficial. Ești super prezentabil, nu-ți fac un compliment decât cum își fac doi bărbați în ziua de azi. Zi-mi care este punctul forță al acestui festival, care e la prima ediție? Încă nu l-am identificat, pe ansamblu e un punct de reper pentru Ploiești. Și crezi că anul viitor ploieștenii să primească cu și mai mult drag acest festival? Sigur, va trebui să crească. Ce părere ai despre prețuri? Berea 10 lei, 20 de lei dacă vrei să-ți iei alcool mai scump? Nu, e bine, e bine așa. Salut, Andrei mă numesc. Salut, Andrei, ia zi-mi care e viața la Republic Fest, cum te simți, cum e atmosfera? Este ceva senzațional, mă simt din nou copil, parcă am reînviat, nu știu, sunt plin de energie. Ceva îmi face acest fest, ceva bun, adică ceva pozitiv. Trupe pe care le aștepți cu mare nerăbdare în seara asta? În primul rând Coma și Deliric, pentru că ar fi pentru prima dată când l-aș vedea live. Perfect, gata, eu sunt John, tu te numești? Malaika. Malaika, ești foarte frumoasă. Eu m-am oprit aici la tine tocmai ca să dau și-o bine în cadrul ăsta, să mă bage și pe mine cineva în seamă. Ce faci la Republic Fest? Păi am venit să mă distrez. Deci am venit și din partea grupului Dentested. Da. Să distrim niște gift card-uri. Da. Și după ce terminăm, ne distrăm și noi. Ce aici? Zim și mie că văd ceva cu 280 de lei, voucher, zim ca să deci știm asta capăt. Este pentru copii, avem 280 de lei, un pachet, consult, plan de tratament, un program de prevenție a carilor și 200 de lei. Deci zâmbești atât de frumos că eu m-am emoționat, trebuie să plec, că nu e bine. Bună seara, cu cine avem onoarea? Bună seara, sunt Ștefania. Câți ani ai, Ștefania? 15. Cu ce gânduri la festival? Cu gândul de a mă relaxa, de a mă simți bine și de a avea un vibe strălucitor. Tu ești ploieșteancă? Da. Uite, fii sinceră până la capăt și spune-mi, din punctul tău de vedere, cum ți se pare atmosfera, cum ți se pare acest festival
care are loc în Ploiești chiar în aceste momente? Păi, atmosfera este una foarte plăcută. Mi se pare că este potrivit pentru toate tipurile de vârstă și toată lumea trebuie să se simtă bine aici, pentru că este ceva perfect. Clătite la doi iepuri, am văzut aici o domnișoară și un domn, poftă bună. Vreau să știu și eu câte calorii are nebunia asta pe care o aveți. Fără număr au caloriile, așa, nu putem să calculăm cât vrei. Dacă vrei mai multă Nutella, pune mai multă Nutella. Ce prețuri aveți? De la 22 la 32 de lei. Cum vă simțiți la Republic Fest? Ne simțim foarte bine. Am avut norocul de a câștiga invitațiile la Radio Prahova și am venit și aseară și în seara asta. Sperăm să ne distrăm bine, să venim și mâine. Vremea ține cu noi. Cum te simți la Republic Fest? E prima dată la un festival din ăsta și sunt impresionată. Sper să mă simt mai bine când o începe muzica. Mesaj pentru organizatori? Să mai facă festivale de genul, pentru că chiar ne lipsesc în Prahova. E cu zâmbetul pe buze. Vrem și noi să știm un pic prețurile la băuturi, la bere în general, ca să nu zică lumea că mințim. 10 lei este un pahar de bere. Sucurile sunt tot la 10 lei, apa este chiar la un preț profesional, un fel de 5 to go, a? 5 lei. Mâncarea este iarăși la un preț plafonat, 30 de lei orice meniu. Și vă așteptăm cu un mare drag, în număr cât mai mare, la Republic Fest, în Parcul Memorial Constantin Stere, la Bucov. Sper să te plătească bine oamenii ăștia, că le-ai făcut publicitate până la capăt. Sigur, sigur, nu mă vezi, deja roșiesc un pic, că n-am, mă intimidez, nu? Haide că mă emoționez, serios, asta o trebuie să-i dai la cat. Exact asta, la prima ediție este ceva foarte interesant, îmi place. Sunt lucruri interesante de văzut, de auzit, muzică foarte bună. Și să fie o relaxare totală, o relaxare și o bucurie pentru fiecare care vine aici. Cum vi se par prețurile la alimente, la apă, la bere? Prețurile par accesibile. Accesibile, nici scumpe, nici așa. Pentru buzunarul fiecăruia. Dacă nu vă place berea, probabil că o să vă placă niște combinații alcoolice, un pic de cocktail, un șpriț, un aperol șpriț. Avem plăcerea, onoarea cu Corina. Corina, zi-ne un pic despre ce se întâmplă aici, cum s-a părut prima zi de festival, dacă ai fost ieri prezentă, lucruri de-astea simple. Da. A fost ceva nemaipomenit, să zic așa. Au fost foarte multe persoane care au fost vizibil foarte încântate de petrecere, de copelurile noastre. Te-ai îndrăgostit ieri la Republic? Sunt căsătorită. Mergem mai departe, mulțumim, la revedere! Este un lucru nemaipomenit, este pentru prima dată, cred că în ultimii 20 de ani, când văd ceva de genul acesta. Având o vârstă un pic mai măricică, așa, mi-aduc aminte că prin anii 2000 veneam la un festival de genul acesta de rock și mă bucur că s-a reluat o astfel de inițiativă din partea Primăriei Municipiului Ploiești și Filarmonicii Paul Constantinescu. Un lucru nemaipomenit și așteptăm și la anul să se întâmple la fel. A doua zi de festival? Pe relaxare. Pe relaxare, iar aici avem... Epocal. Wow, îmi place termenul ăsta. Cum se simte un festival care se întâmplă pentru prima dată în Ploiești, pentru ploieșteni și nu numai? Era nevoie de așa ceva. Suntem însetați de cultură și de frumos. Și ar trebui mai des. Bine, e prima ediție. Poate, dacă Dumnezeu vrea, și anul viitor, și ediția 3, 5, 100. Pentru ce trupe ați venit în cea de-a doua zi de festival? Eu am abonament pentru tot festivalul. Am înțeles, să trăiți, noastră? M-a adus soțul. E cel mai bine. Mesaj pentru organizator ca să știe să facă mai bine la anul. Țineți-o tot așa. Și de martie, că dacă a adus-o soțul, clar că venim și de martie. Să ne facă ceva și de martie. Te simți la Republic Fest? Foarte bine, e o atmosferă foarte frumoasă. Chiar îmi place. În calitate de ce ai venit în seara asta aici? Spectator. În calitate de... Pentru ce trupă? Pentru Coma astăzi, mai mult. Mesaj pentru organizatori. Mă bucur că au adus asemenea muzică și mai aproape de Ploiești, ca să fie accesibilă din oraș și celor tineri care n-au o mașină să vină. Cu cine avem plăcerea? Cu Bogdan. Bogdan, ce vârstă ai? 23. Ploieștean? Da. Ia zi-mi, cum e Republic Fest prima ediție? Bă, e mișto. Așteptăm să se nopteze, să vină restul artiștilor pe spucă, atunci o să fie mai mișto, să fie vibe mai tare. Dar pare foarte interesant. Mi se pare foarte tare că s-a făcut ceva de genul, adică chiar Ploieștiul chiar avea nevoie. Și da, chiar e o activitate în plus, că altceva n-avea ce să faci aici. Mesaj pentru organizatori? Keep it up și să facă la anul, dar mai tare.
o superbă domnișoară, două domnișoare aș putea să spun. Bună, bună seara. Nu ți-au dat căști, deci îți place muzica la maximum. Mădălina, un mesaj pentru Republic Fest, cum te simți în a doua zi de festival? Mă simt foarte bine, e un festival altceva și cred că avem nevoie de puțină activitate în Ploiești. Tell me something about Republic Fest and welcome here in Ploiești City. Hello, hello. Anybody there? We are here for 1 week and we just looking for some fun, maybe. What means fun for you? A lot of alcohol and drugs. It was just a joke. Okay, is a good festival for you? We coming out, we don't know. Yeah, we just arrived, so yeah, I think it will be. But this theater is really best. Ștefania. Bună, Ștefania. Zi-mi cu ce gânduri ai venit în a doua zi de festival? Sincer, nu aveam nicio așteptare, dar mă bucur de ce e aici. Chiar îmi place foarte mult și am zis să ne relaxăm un pic până începe muzica. Deci ai venit cu prietenul tău, că prietenul tău e super fan de liric. Da. Mesaj pentru organizatori? Mult succes pe mai departe și arată foarte bine tot ce e aici. Ia uitați-vă la ea ce bine zâmbește, e la Republic Fest, cum te numești? Bună, Ioana. Ioana și domnișoara, domnișorul? Băiatul, Marc. Marc, salut, Marc, bine ai venit la Republic. Zi-mi cum te simți în cea de-a doua zi de festival în Ploiești. Superb, minunat, sper să mai fie astfel de evenimente. E minunat că încep și la noi să fie, e perfect. Care este trupa pentru care ai venit astăzi? Astăzi am venit pentru Lupinu Calancea, la care am mai fost și știu că fac o treabă extraordinară. Ai merge la un festival și ăsta ar fi chiar în Ploiești. Care ar fi cea mai bună replică de agățat? Replică de agățat nu mai am de când am pe la 18 ani, așa că... Cum spuneai la 18 ani? Ce spuneai tu la 18 ani? Ce spuneai la 18 ani? Da. Hai cu mine. Hai cu mine, gata, super. Deci nu se poate. E luat. Mulțumim, succes, da. Abia am ajuns, dar cred că o să fie foarte fain. Îmi place ce văd până acum. Care e trupa pentru care ai venit? Lupinu Calancea. Mai un pic de așteptat. Mai am, da. Mesaj pentru organizatori? Felicitări și la cât mai multe. Mihai, cum te simți la Republic Fest? Super, ok. Acum e super ăsta după primul pahar de bere, după... Ești primul, e abia începutul. Pentru ce trup ai venit? Pentru Deliric și formație. Un mesaj pentru organizatori? Deocamdată n-am niciun mesaj, că abia am sosit. Adică ai ceva să le reproșezi? Deocamdată nu. Să-i lauzi? Îi laud totuși, pentru inițiativă. Uite-te la ei și spune-le. Vă laud pentru inițiativă. Hei, generație, pe fundal Lupinu Calancea, Republic Fest, cea de-a doua zi de festival, tragem linie și abia aștept să îmi spuneți cam cum vi s-a părut vouă și în comentarii să dați mai departe ca să ajungă la cât mai mulți oameni semnalul ăsta, mesajul că Ploieștiul are festival și o să aibă și la anul. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și hai, veniți la Republic Fest!